Se fac pregătiri pentru dezăpezirea de iarna aceasta. Reprezentanții secției de drumuri naționale Slatina spun că a fost asigurat deja necesarul de utilaje, iar cel de material antiderapant este în curs de aprovizionare. Până la sfârșitul lunii noiembrie să avem în stoc aproximativ 50% din cantitatea de sare din estimatul pe această iarnă. Estimatul este undeva la 6.000 de tone de sare. Avem în stoc la această dată 54% și suntem într-un proces de aprovizionare. În luna noiembrie mai trebuie să aprovizionăm 1.350 de tone, urmând ca în decembrie să aprovizionăm restul. Se va acționa și iarna aceasta cu sare și clorură de calciu. Utilajele vor fi în permanență pe drumurile naționale în funcție de intemperii. Avem prevăzute 38 de utilaje închiriate și 11 utilaje proprii. Utilajele proprii sunt reparate, sunt pregătite pentru a interveni. În ceea ce privește utilajele închiriate, deja am dat primul ordin de intrare în baze, astăzi dăm un al doilea ordin. Treptat, în funcție de condițiile meteorologice, vom introduce până la sfârșitul lunii toate utilajele în baze. Și Consiliul Județean Olt a finalizat demersurile pentru dezăpezirea drumurilor județene. Directorul Direcției Tehnice spune că au fost deja încheiate contracte cu 4 firme de dezăpezire pentru iarna aceasta. Sunt contractele subsecvente încheiate cu 4 firme pe 4 zone. În principiu au câte 6.000 de tone pe an. Atât veți solicita și pentru iarna aceasta? Da, din care iau un stoc vreo 2.000 în acest moment. Și utilaje? Și utilaje 45. Deficitar este sudul județului, între Caracal și Vișina. Directorul secției de drumuri naționale Slatina mai spune că firmele contractate pentru dezăpezire au în vizor zonele periculoase și au dat asigurări că vor interveni prompt și nu vor exista drumuri înzăpezite sau închise circulației.